Bună, sunt Ana Baniciu și bine ați venit la noi acasă. Așadar, bine v-am găsit în cuibul nostru, care are o vechime de aproape 100 de ani. Este construit în 1927 și noi am încercat în perioada asta să îi dăm un touch modern. Cred că am și reușit datorită ei! Ea este Cristina Stroie, arhitecta noastră, care acum este prietena noastră. I-am promis că nu mai scapă de noi după acest proiect. Bună, Cristina! Bună, Ana! Mulțumesc de încredere. Chiar a fost o plăcere să amenajez spațiul ăsta. Și vreau să povestim un pic despre cum a fost. O să vă punem aici și niște imagini pe care voi le-ați mai văzut de-a lungul timpului, pentru că am tot postat cu procesul construcției, reamenajării acestui spațiu. Și am tot promis că o să vă arăt și ce a ieșit în final. Iată că după multe luni am reușit. Așadar, să începem cu bucătăria. Avem o bucătărie pe toată înălțimea spațiului. Am vrut să profităm la maxim de spațiu pe care îl avem și, bine, aveți nevoie și de depozitare, dar și pentru a sublinia puțin înălțimea asta atipică, pe care nu o găsești în orice interior din România. Și am lăsat și zona de intrare destul de liberă, unde ai și un loc de luat masa, poți să iei micul dejun uitându-se pe geam, poți să vezi clădirile istorice din zonă și știu că tu gătești foarte... Da, deci asta este mândria mea, este bucuria mea, această bucătărie, trebuie să vă arăt ceva. Uitați ce mi-a pus soțul meu aici, o hotă care iese din... Da, mă rog, acum da, asta pentru că nu aveam spațiu și era destul de inestetic să avem o hotă în dreptul unei ferestre. Am găsit soluția asta cu hota integrată în blat, care tu să-mi spui cât de folositoare și cât de folositoare, foarte bună, dar mă rog, suntem norocoși că aici avem în bucătărie două geamuri imense și atunci hota... Știi cum e? Da, dar e și ea bună, binevenită, dar atunci când gătești e mai bine să deschizi și geamurile și recunosc că în cealaltă casă în care am locuit până acum n-aveam nici măcar un geam și atunci era un pic mai trist. Și Vlad trebuie neapărat să iei un cadru cu OCD-ul nostru al familiei. Cu organizarea familiei Paniciu Covaci, că e dusă la extrem. Bine, invidiez. Aș vrea toți clienții mei să aibă nivelul ăsta de organizare, pentru că arată bucătăria, nu știu, e de revistă. Vai. Și pentru că Ana gătește foarte mult și stă mult în bucătărie. Și pentru că noi avem invitați mereu. M-am gândit să nu fie totuși exclusă din viața socială în timp ce gătesc și să creăm acest... Și am propus acest perete. Două laturi ale bucătăriei sunt integral din sticlă și poți să comunici mult mai ușor cu living-ul și se vede și oricum bucătăria arată mult mai spațioasă în momentul în care am dat jos doi pereți și i-am înlocuit cu sticlă. Suntem în living, unde am păstrat pe cât posibil cât mai multe elemente originale, cum ar fi tavanul, care are profilatura originală de la 1927. 1900 toamna. Așa. Și ușile, care au fost doar revopsite. Recondiționate cu totul. În schimb, am refăcut încadramentele de pe perete. Da, și aici vreau să intervin eu și să le mulțumesc celor de la fabrica de profile, care ne-au dat niște încadramente absolut superbe, cu niște modele speciale. Și au fost foarte drăguți, au venit tare rapid și ne plac foarte, foarte mult. Mi se pare că sunt practic, fără ele nu se putea acest living și această casă, pentru că după cum observați, toată casa este plină de încadramente. Da, cred că ăsta e singurul element mai clasic pe care l-am refăcut și l-am pus noi în acest spațiu, pentru că în rest avem numai lucruri și piese destul de cu linii drepte, moderne. Ana a vrut neapărat și această oglindă cu o formă atipică. Cred că mai degrabă Edi a vrut-o foarte mult, dar mulțumesc. Dar oricum, o folosim. O folosim, da. Și pentru că ne-am dorit obsesiv un șemineu, am făcut unul, dar nu este un șemineu cu foc.
pentru că, după cum bine știți, avem un copilaș mic și primul lucru pe care va face el când va merge este să introducă mânuțele aici. Așadar, am optat pentru un șemineu cu vapor de apă de la E-Homes, cărora le mulțumesc, pentru că acest șemineu a fost făcut exact pe mărimea, lungimea de care noi am avut nevoie și haideți să vă arăt. Voilà de vezi! Să povestim un pic și despre dormitor. Sau baie. Sau baie. Asta este casa pe care eu mi-am dorit-o din suflet pentru că ador să mă relaxez. Mă rog, adoram înainte să am un copil să mă relaxez în această cadă. Această cadă acum este a lui Aris, băiețelul nostru, dar cu siguranță va veni și timpul meu să mă relaxez aici. Este o cadă pe care am ales-o și am vrut-o foarte simplă. Da. Știu că Edi a trimis diverse căzi transparente, cu lumini. Da, și după ne-am gândit că nu ar fi mers absolut deloc aici. Uite, avem un colț foarte decorat și nu cred că ar fi mers ceva foarte încărcat să mai ai ceva flashy, da. Îți părea prea mult. Pe lângă asta avem spații de depozitare imense, adică sus au o înălțime de aproape 4 metri tavanele și spații de depozitare 3 metri și ceva. Cu siguranță nu vom ajunge niciodată să punem hainele chiar sus. Ai o scăriță, ajunge. Am o scăriță. Și mă ajută cel mai înalt care intră în această casă. Eu zic că merge foarte bine și cu patul pe care l-ai și cu noptierele. Noi am tot folosit aceleași materiale, aceleași culori, textile. Se tot regăsesc pe tot parcursul amenajării și avem același lemn pe care îl avem și în living, aceeași ceramică, o găsim și la blatul de la bucătărie și culoarea de la acest dulap o găsim și la bucătărie și se completează perfect cu patul care la fel are un textil asemănător cu draperiile pe care le-am ales pentru ferestre. Patul ăsta superb este de la Amy White. Este un pat, cel mai comod pat în care am dormit vreodată. Este un pat cu care ne mândrim și le sugerăm tuturor prietenilor noștri să-l achiziționeze pentru că este superb. În primul rând am vrut să fie comod acest pat și a fost o chestie primară treaba asta, știa, adică cumva a primat confortul. Eu îi apreciez foarte tare pentru nivelul de detaliu, o lucrătură foarte bună a textilului, materialele sunt foarte calitative și au grijă la execuție. Da. Sunt atenți la detalii. Aici suntem în universul lui Aris, băiețelul nostru. Da, unde știi că nu mai aveam aceeași decorațiune. Aici a lipsit decorațiunea total. Pe tavan. Am refăcut-o de la zero. Da. Am făcut tot tavanul. Am pus și o rozetă unde avem... Eu am ales, ca să mă dau mare grad. Eu am ales, să știți. Da, dar tot tu ai ales și tapetul, care eu nu eram convinsă că aș pune tapet, dar tu ai insistat. Tapetul este superb, este de la Vladila. Eu am locuit într-un apartament înainte în care aveam și acolo de la Vladila tapet. Și mă rog, Vladila oricum poate să-ți facă absolut ce pattern vrei și tu. Eu am vrut să fie ceva mai discret și am păstrat culorile astea de verde mentă pe care le-am ales pentru camera lui Aris. Și bine, merg și cu draperiile. Plus că am ales și de la Diniș pătuțul lui Aris și restul chestiilor. Da, super pătuț. Da, și comoda este tot de la Diniș, adică cumva am găsit acolo în catalogul la Diniș toate produsele perfecte pentru casa asta. Să-i filmez până și coșul de gunoi este verde mentă. Exact. Suntem duși. Și am ajuns în balconul, cum să-l numesc, balconul casei. Terasă-balcon, mai avem unul la dormitor mai micut, dar ăsta este mândria noastră pentru că aici primim în vizită prietenii noștri și familia și ne bucurăm de fiecare dată, iar eu, după cum bine știi, umplu această masă imensă cu tot felul de bunătăți. Da. Iar mie îmi place super mult să vin în vizită pentru că pe lângă zona care e superbă, mi se pare că sunt pe o terasă undeva în Toscana, vestul Europei, pentru că avem clădirile vechi cu fațadele decorative, dar și tâmplăria pe care știu că ne-am chinuit ceva să
păstrăm din aerul ei. Da, avem tâmplăria și aici o să vă dau un pont, este vorba despre Valprest. Ei ne-au făcut toată tâmplăria în casă, mă rog, exceptând ușile de interior care sunt doar recondiționate, da. Sunt cele originale. Dar e o tâmplărie din lemn masiv și au păstrat decorațiunile inițiale, adică avem profilatura pe care o avea și ușa. Da, ușa veche. Originală. Ei ne-au făcut și toată pardoseala în casă, adică tot ce înseamnă parchet. Vi recomand din suflet pentru că au fost extraordinari și am fost tare, tare mulțumit de colaborarea cu ei și le-am promis că o să îi și dăm mai departe. Știi cum se zice, reclama asta din gură în gură e cea mai bună. Da, e adevărat. De-a primit, dar și mie. Da. Acestea fiind spuse și arătate, eu vreau să-ți mulțumesc ție, Cristina, și fetelor cele de la Laboratorul de Arhitectură pentru că ați făcut un proiect superb în care noi, clienții voștri, ne simțim extraordinar. Și ce să zic, la cât mai multe proiecte de genul ăsta împreună. Mulțumim mult și îți mulțumim mult de aprecieri. Cred că ai fost singura clientă pe care am avut-o până acum care... După ce s-a mutat... În prima noapte, a doua zi după ce ne-am mutat, le-am dat mesaj fetelor pe grup și le-am zis, este superb! Noi apreciem extraordinar când avem feedback de genul ăsta de la clienți și, sinceră să fiu, ai fost clienta perfectă pentru că ai respectat proiectul întru totul. Dacă ne uităm la randări și cum arată în proiectul la final, e 1-1. Da, pentru asta trebuie să-l aplaudăm pe Edi, cel care a fost șeful de șantier. La final îmi iau eu laudele și spun că am făcut eu tot, dar nu e adevărat, că știți, am fost și gravidă în perioada construcției acestei case, mă rog, renovării, iar Edi s-a ocupat de absolut tot, așa că tot meritul e și la el și la tine. Iar eu mi-am mai dat și cu părerea pe acolo, știți voi, eu vreau așa, echipa vreau așa. Perfectă. Da, vă pupăm, asta e. Sper că v-a plăcut.